Nici până acum nu s-a făcut dezinsecția în capital, așa că parcurile sunt pline de căpușe. Compania care ar fi trebuit să se ocupe este în insolvență. Primarul Nicușor Dan admite că sunt șanse mai mici de 10% ca firma să poată scăpa orașul de insecte. Are însă un plan de rezervă. Edilul vrea ca săptămâna viitoare să pornească procedura de achiziții de urgență, astfel încât să se găsească o companie în stare să curețe capitala. Suntem la finalul lunii iunie. Parcurile sunt pline în fiecare zi, dar nici dezinsecția, nici deratizarea nu s-au făcut în capitală. După problemele cu bugetul, au urmat altele, legate de firma care ar fi trebuit să se ocupe. Compania municipală Ecohigienizare este în insolvență. Îi lipsesc substanțele necesare și are datorii uriașe acumulate. Deci cred că șansele ca Ecohigienizare să se ocupe de, începând de săptămâna viitoare, de programul unitar de dezinsecție, dezinfecție, deratizare sunt sub 10%. Dar există, pentru chestiuni urgente, cum este situația în care suntem, există proceduri de achiziție urgentă pe perioade limitate și probabil că ne îndreptăm către scenariul acesta. Managerul companiei municipale aflate în insolvență și-a dat demisia zilele trecute, iar reprezentanții oficiali ai companiei sunt de negăsit. Am reușit totuși să vorbim cu un angajat, care ne-a povestit cu ce probleme se confruntă firma. Problema e că noi nu avem cu ce să începem acum. Eu acum, la momentul, dacă el ne-a dat niște bani, mașina asta nu mai uite pe asta. Ele sunt funcționale. Dacă ne-a dat banii, noi le puteam începe. Și noaptea asta. Dar care este motivul pentru care nu e motiv? Nu e de vină el una pe să-l spun. Noi a rămas așa în insolvența asta, am băgat până în fără. E motiv, nu e vină. Dar vechea conducere, că nu ne-a primit bani. Între timp, 130 de copii au ajuns la spital mușcați de căpușe numai în primele două săptămâni din mai. În parc, părinții și bunicii sunt mai vigilenți decât de obicei. Avem grijă să nu intrăm în zonele cu iarbă, ne jucăm mai mult pe aici, căpușele nu prea stau în locurile unde vegetația nu prea există. Și proprietarii de câini se confruntă cu aceeași problemă. Ferime, nu o las fără lesă și nu o las în ierburi netăiate, că nu prea au fost cosite anul ăsta și nu s-a dat cu insecticide și nu o las. Și noi avem picătura. A fost un moment de schimbare, tolerăm. Na, trebuie. Bani pentru dezinsecție și deratizare există, iar planul anual de acțiune a fost aprobat în ședința Consiliului General, spune primarul general al Capitalei. Nicușor Dan a oferit și un posibil termen pentru începerea dezinsecției. Eu vreau să cred că într-o săptămână chiar încep tratamentele. Procedurile de dezinsecție și deratizare se realizează primăvara, de obicei noaptea, când circulația este redusă.